Dacă natura creează o vietate care are mai mult decât un cap și nu suntem în miturile Greciei antice, atunci acea vietate sigur va avea probleme. Să luăm de exemplu țestoasele cu două capete. Sunt niște animale rare și uimitoare, viața cărora nu poți să o numești simplă. Când spun rare, anume asta și am în vedere. Două capete se întâlnesc la unul din 1000 de pui. Cel mai celebru exemplu a unei țestoase cu două capete este Dito. Capurile lui Dito erau mereu în conflict pentru fiecare decizie luată, încercând să câștige control asupra corpului. Unde să meargă, ce să mănânce, să se scufundă sau să iasă la suprafață. Dacă aveți o soră sau un frate, sigur înțelegeți cum e asta. Cele mai serioase lupte se dădeau desigur că pentru mâncare. Fiecare cap voia să primească totul. Desigur că n-ar fi dus la nimic bun, dar Dito a fost găsit la timp de o organizație de protecție a naturii. De altfel, totul putea să se termine foarte și foarte trist, fiindcă atunci când de sub carapace se arată două capuri, ele vor lupta mereu pentru orice. De la mâncare la direcția în care se va mișca animalul. Dacă un cap moare și infectează altul, atunci asta poate duce rapid la sepsis și organele încetează să funcționeze. Capul viu va mai trăi încă câteva ore după moartea fratelui sau sororii sale, fiindcă au o inimă și sistem circulator comun. Nu e uimitor că în sălbăticie țestoasele cu două capete nu au șanse la supraviețuire, dar unele dintre ele pot ajunge și la 2 luni. Marea majoritate moare mult mai rapid, din cauza incapacității de a concura pentru resurse, dar și prădătorii joacă rolul lor. Sincer vorbind, chiar și țestoasele cu un cap supraviețuiesc cu greu. Dacă e să ne imaginăm că două capete nu sunt un dezavantaj, ci din contra un avantaj, atunci Dito ar fi fost o super țestoasă. Dacă capurile lui s-au fi putut înțelege, unul ar sta la suprafață în timp ce altul ar vena sub apă, nefiind distras de respirație. Sau un cap ar fi avut grijă la prădători, iar altul ar fi dormit. E ca și o clonă care face pentru tine jumătate din treabă. Din păcate, nu există cazuri cunoscute când animalele cu două capuri s-au fi înțeles și ar fi început să primească bonusuri de la așa caracteristică unică. Pur și simplu n-au destul de mult timp și asta e foarte trist. La urma urmei, n-au ales cum să apară pe lume. Dar istoria cu focile și anghilele e cu totul altceva. Gândiți-vă singuri, cui poate să-i vină în minte să-și bage o anghilă în nas? Unei foci! Sunt niște ființe foarte distractive ca să facă așa ceva, pur și simplu pentru distracție, dar așa comportament este periculos. Pe insulele îndepărtate din nord-vest, Hawaii, se numără cel puțin 3 sau 4 cazuri când focile erau găsite cu anghile care le atârnau din nas. Deși nicio focă n-a murit sau n-a fost rănită din cauza asta, prezența unui animal mort în nas poate avea efectele potențial negative pentru sănătate. Minim pentru faptul că în timpul scufundării o focă cu anghila în nas nu va putea să blocheze nara. Va nimeri apă în plămân și va cauza pneumonie. Ne mai vorbim despre faptul că anghila va începe să se descompună, ceea ce poate duce la infecții care trebuie tratate. Iar asta în sălbăticie, după cum știți, e o problemă. De-aia oamenii scot din nasurile focilor anghilele. Ar fi bine dacă animalele nu le-ar mai băga acolo, în primul rând. Probleme au și animalele domestice, de exemplu găinile. Se pare că ele nu prea vor să se reproducă, spre deosebire de alte păsări care își fac cuiburi și depun ouă cu grijă. Găinilor nu le pasă de nimic. Special pentru ele se creează cele mai bune condiții, cele mai moi condiții, dar chiar și așa ele fac ouă din picioare, uneori unde le nimerește, cu riscul de crăpare. Deranjează asta găinile? Nu! Lor le este tot una ce se va întâmpla cu urmașii lor, însă asta nu e cea mai mare problemă. Găinile pot să devină dependente de gustul propriilor ouă. Acest obicei prost se instaurează atunci când o găină încearcă un nou spart, iar altele urmărind-o pe ea încep să repete aceeași. Dacă asta se întâmplă destul de des, așa găini trebuie izolate. Dar găinile pot să mănânce propriile ouă nu fiindcă și-au dat seama că sunt atât de gustoase, ci pur și simplu din plictiseală sau curiozitate de a vedea ce e acolo înăuntru. Pe
Pentru rezolvarea acestei probleme, experții recomandă să se inventeze divertismente pentru păsări, care le stimulează creierul, stimulator de creier pentru găini. Nu m-am gândit vreodată că așa ceva poate fi necesar. Dacă consumul de propriile ouă de către găini se întâmplă des, istoria cu cocoșul Bahtiar este unică de felul său. Treaba e că acest tip a cântat până și-a pierdut cunoștința. Bahtiar trăiește în Turcia și a devenit vedetă pe internet, după ce stăpânul l-a filmat cum cânta într-un mod straniu. A cântat până nu s-a epuizat și nu a leșinat. Așa comportament neobișnuit a cocoșului desigur că a provocat o discuție aprinsă, căci trebuie să existe un motiv pentru care pasărea a țipat până a leșinat. Unii consideră că poate fi legat de caracterul cocoșului. El nu știe când să se oprească. Alții considerau că Bahtiar încerca să-i comunice stăpânului ceva important. Însă nu-i ajung puteri sau timp ca oamenii să înțeleagă asta. Oricum nu ar fi, Bahtiar a devenit atât de popular cu cântatul său, încât a avut programat un turneu în întreaga lume. Și cineva era chiar gata să-l cumpere cu câteva mii de dolari pe cocoș. Puțin probabil că Bahtiar voia să ajungă la așa consecințe, dar cine știe? În general, toate acțiunile mai proaste în lumea animalelor sunt făcute de păsări. Dar dacă găinilor le este cam tot una ce se va întâmpla cu ouăle lor, alte păsări nu se îngrijorează prea mult vis-a-vis de alimentația puilor deja eclozați. Mai bine spus, nici nu se gândesc la asta. În timp ce păsările adulte se pot bucura de o varietate de hrană, un număr mare de semințe și nuci pot să provoace sufocarea puilor. Dacă mâncarea este prea mare pentru gâtul puiului, poate să se sufoce, fiindcă le blochează căile respiratorii. Părinții puiilor n-au idee uneori de câtă hrană are nevoie un pui. Ei aduc multă și le-o bagă direct în gât. În cel mai bun caz, puiul va începe să tușească și să scuture din cap. În cel mai rău caz, ați înțeles voi. Ei bine, așa comportament al păsărilor, părinții, e clar. Se străduie prea mult. Dar ce ziceți de pasărea care și-a băgat capul în gura crocodilului? Literalmente! Poate nu ați știut că crocodilii, de-a lungul maxilarului, în interiorul gurii, chiar între dinți, au mai mult de 400 de puncte negre. Acestea sunt foarte sensibile, ca și vârfurile degetelor umane. Chiar și la cea mai mică atingere, de exemplu când o pasăre își bagă capul în gura lui, crocodilul simte asta și închide fălcile în jurul a ceea ce se întâmplă înăuntru. Poate era o pasăre care doar voia să-i igienizeze dinții. La sigur ați auzit despre relația simbiotică de genul ăsta. Pasărea pluvian este numită și stomatologul crocodilului, pentru că se bagă în gura crocodilului pentru a mânca carnea putrezită care e blocată între dinții lui. Deși despre asta scriau chiar și savanții antici ca Herodot, oamenii de știință din ziua de azi consideră că e doar un mit. Nu există nicio dovadă foto că asta chiar se întâmplă. Nici rapoarte, nici observația savanților nu există, așa că pasărea a devenit victima miturilor. Exemplul meu preferat de comportament drăguț și ciudat al animalelor e ceea ce ține de mâncarea rece. Când are loc contactul cu ceva rece, cu înghețata sau zăpada, apare fenomenul cunoscut sub denumire de brain freeze, adică îți îngheață creierul literalmente. Pare teribil, dar de fapt e simplu. Unul dintre vasele sangvine din gură sau gât se răcește rapid din cauza temperaturii scăzute, ceea ce duce la durere rapidă de cap. Această durere trece la fel de rapid, după întreruperea contactului cu sursa rece. Pe net există o mulțime de videouri despre cum pisicile sau alte animale experimentează o astfel de reacție, chiar și un coyot. El se pare că brain freeze-ul nu l-a oprit, el a continuat să se bage în apa rece. Putem numi acest comportament deștept? Puțin probabil, e mai degrabă o dorință mare de a bea apă. Dar când te uiți la comportamentul animalelor în general, îți pare că sunt un pic prostuțe, nu? Sau nu doar un pic? Dar asta este doar o iluzie. Animalele au dezvoltat modalități sofisticate de căutare a hrănii, evitarea prădătorilor și orientare în mediul înconjurător. N-au fi supraviețuit dacă n-au fi avut o inteligență destul de dezvoltată. Și astea nu sunt presupunerile mele, ci fapte din experimente științifice. Să luăm de exemplu savanții francezi. Ei le dădeau musculițelor de fructe ananas și portocale pe care insectele depuneau ouă.
dar un fruct era tratat cu o substanță chimică cu un gust neplăcut. Unele musculițe s-au învățat rapid să evite fructele cu gustul neplăcut. Mai mult decât atât, le evitau chiar și atunci când savanții nu le stropeau cu acea substanță chimică. Le permiteau acestor insecte să se reproducă și astfel au primit o populație de musculițe mai deștepte, care erau superioare insectelor obișnuite. Dar apare întrebarea. Dacă savanții au reușit atât de ușor să facă deștepte aceste insecte, de ce strămoșii lor n-au dezvoltat o inteligență la fel în sălbăticie? Răspunsul constă în conceptul pe care l-aș numi intelect costisitor. Cel mai bine este explicat de experimentul cu aceleași musculițe. Cercetătorii au plasat larvele musculițelor inteligente lângă cele obișnuite și le-au permis să concureze pentru resurse alimentare. S-a dovedit că cele deștepte mureau mai des decât cele mai puțin deștepte. Și adevărul e că inteligența nu se deosebește prin nimic de pene, tentacole sau petale. Este aceeași trăsătură biologică cu plusurile și minusurile sale. Inteligența necesită calorii, pe care le folosim pentru munca creierului nostru. Cu cât mai puțină energie folosește creierul, cu atât mai multă poate fi folosită în alte scopuri. De exemplu, pentru a ne încălzi corpul, pentru a crește masa musculară și pentru prevenirea bolilor. Adică animalele mai inteligente pierd bonusurile pe care le au animalele un pic mai prostuțe, să zicem așa. De asemenea, e posibil ca genele care îmbunătățesc o trăsătură, cum ar fi inteligența, să afecteze rău altele sau chiar să cauzeze boli. Astfel poate fi explicat și comportamentul care la prima vedere n-are niciun sens practic. De exemplu, jocurile animalelor unul cu altul sau cu niște obiecte pot fi inutile din punct de vedere a supraviețuirii sau reproducerii, dar este o distracție care poate ajuta la reducerea nivelului de stres și pentru a ridica bunăstarea populației întregi. Ce concluzie putem trage din asta? Ei bine, nu uitați să vă odihniți și, dacă se poate, nu băgați capul în gura crocodilului, chiar dacă aveți două. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!